pe de o parte, au fost cercetătorii maghiari, l-au identificat și pe autor, că lângă un minorit Ioan, care, mă rog, a fost trimis apoi de regele Carol Robert de Anjou, la Papa, la Avignon, știți că temporar semiul aparității se mutase la Avignon, un mesaj din partea sa că, mă rog, el a obținut o victorie formidabilă împotriva tătarilor, n-a amintit nimic decât de înșelătoria pe care Basarab a comis-o la drumul de întoarcere după victoria lui împotriva tătarilor. Vedeți cum se mistifică istoria. De ce? Pentru că Carol Robert de Anjou nu putea să-l trimită pe minoritul care a și scris textul Cronice Pictate cu un mesaj în care spunea că a suferit o înfrângere formidabilă din partea lui Basarab I. Dar ceea ce e foarte interesant este că de-abia mult mai târziu au fost adăugate imaginile Cronice Pictate. Deci au trecut iar decenii până când au fost adăugate aceste imagini. Iar imaginile acestea sunt simbolice. Imaginați-vă că Basarab nu era atât de cretin să ducă o luptă cu o oaste de cavaleri în armuri, așa cum ați văzut, cu niște ciobani, ați văzut, cu căciuli pe cap. Și îmi pare rău, dar cercetările arheologice care s-au făcut chiar în secolul al XIV-lea demonstrează că voievozii români dispuneau de o oaste la nivelul timpului respectiv, adică de cavaleri care purtau armuri. Așa au fost descoperiți morminte. Îmi pare rău, nu i-am băgat noi acolo. Deci, toată treaba era simbolică. Ăsta trebuia să reprezinte simbolic în acele pictograme, de fapt, o oaste de cavaleri, reprezentând, sigur, pe regele Carol, ostașii regelui Carol Robert de Anjou, și niște ciopani care se apărau și trăgeau cu arcul după stânci. Nu, asta este un, dacă vreți, un simbolism, un artificiu pictoral. Și astăzi, un pictor, ați văzut, nu te reprezintă, chiar dacă îți face un portret, nu te reprezintă chiar ca într-o fotografie, altfel el n-ar mai fi un artist, n-ar mai fi un creator. El ar fi un fotograf. Te duci la fotograf și te pauzezi, cum vrei. Deci, întrebările acestea rămân deschise. În primul rând, Basarab I nu putea să-și ducă oastea zeci de kilometri, sute de kilometri, aproape 100 de kilometri, într-un teritoriu care era nesigur. Nu trebuie să uităm că încă de la 1322 Mehadia fusese recuperată de Carol Robert de Anjou. El avea castelan acolo. Aia era o cetate. Acolo era un castelan. Ăsta făcea parte din anturajul regelui. Era chiar în oastea lui. Voievodul Transilvaniei era în oastea regelui. Lați fi. Cum să nu? Adică lucrurile astea trebuie gândite și aranjate și judecate în mod logic. De aceea, numai când domnul colonel Marian Petrescu își va tipări textul și va prezenta în mod logic și coerent toate argumentele, putem să discutăm despre contraargumente, despre infirmarea unor teze sau unor ipoteze și așa mai departe. Eu îl felicit însă, atât pe dânsul, cât și pe mulți dintre dumneavoastră care aveți asemenea preocupări, pentru că istoria trebuie să stea în făgașul ei normal și judecată după izvoare. Când spun izvoare, spun izvoare documentare. E adevărat că și imaginile pot constitui izvoare documentare, dar depinde în ce context sunt utilizate. Dumneavoastră aveți norocul că printre cei
niște aici, din sală, sunt oameni care au editat izvoarele. Cum este domnul profesor Soare, care are un volum, mi l-am mânat acum și mulțumesc, am să-i cer un autograf, eu l-am și acasă, dar vreau să vă spun că proiectul dânsului este un proiect extraordinar de îndrăznit pentru o persoană care chiar dacă a lucrat la arhive, pentru că știu că a lucrat la arhive și a editat N cataloge și volume de documente, dar este inedit pentru că dânsul adună în acest volum documente inedite care încă nu-și găsesc locul în Colecția Națională de Documente, în documenta României Istorica. Dacă și-ar fi continuat și sugerez să-și continue acest proiect ca să adune la un loc toate documentele inedite care se găsesc cel puțin în patrimoniul arhivelor naționale, al direcțiilor județene din toată Muntenia, din țara românească. Și atunci vom avea un volum excepțional care va completa primul volum din documenta României Istorica, 1247-1500. Ceea ce e un lucru excepțional. Nu l-au făcut zeci de cercetători de la institutele de specialitate, de la Nicolae Iorga, de la Xenopol, de la Iași, de la Apariciu, de la Cluj și așa mai departe. De aceea îl felicit încă o dată pe domnul colonel Marian Petrescu, îl rog să-și tipărească textul acestei intervenții și de-abia atunci putem avea o întâlnire pe marginea unei lucrări tipărite. Vă mulțumesc! Și noi, domnul profesor, pentru interesantul punct de vedere al noastră, vă asigurăm că sugestiile pe care le-a făcut domnul Marian Petrescu, conferențialul, să spunem așa, de astăzi, le-a reținut deja, în principal cele două, aspectul, și ne-am înțeles aproape din priviri, aspectul simbolic al cronicii, care nu trebuie luat chiar ad literam, da, tale coale, și cealaltă cu putrăire, unde, într-adevăr, acolo se pun în ordine, se elaborează logic, coerent, sigur, dar se citează sursele și toate astea. Se dau imagini și așa mai departe. Exact, vă mulțumesc de asemenea și pentru sugestii pe care mi le-ați făcut cu mine împreună cu lucrarea și preocupările mele. Aveți cuvântul în continuare ceilalți din sală. L-am văzut și pe Gogu Rusu, să mă scuze că nu l-am amintit, și pe celălalt Rusu Marian, care e aici, pe Petre Cicidan, care de asemenea am uitat să-l omit. Deci aveți cuvântul dumneavoastră cei din sală să răspundeți părerea, dar pe scurt că timpul înaintat. O idee dacă aveți, poate da. Și să susținem. Vă rugăm. Și să veniți aici, domnul primar, domnul la loc de frunte. Chiar vă rugăm. Domnul Soare. Da. Cine mai știe? Mulțumesc frumos. Vă salut, dragilor. Nu vin ca istoric aici, nu am o meserie de bază istorie, sunt jurist de profesie, dar mai nou și de câțiva ani buni sunt administrat unei localități. Cel care, încă din anul 2004, a început să dea aprom proiectul început de domnul fost director al Bibliotecii Județene atunci, domnul Lață, care este aici în sală, îi mulțumesc, de cei care au însoțit în proiectul dumneavoastră de atunci, chiar Costea Marinol, Dumnezeu să-l ierte, care nu mai este printre noi, domnii frații Spori și cred că, cum mai fost și alții, Petre Petria, nu le mai țin minte la toți, pentru că au trecut destui ani. Norocul Perișanul a fost de două ori. Odată că am venit o primară acolo, a doua oară că l-am cunoscut pe domnul Eugen Petrescu, cel care m-a pus în legătură cu specialiști de la Universitatea din Craiova, care au putut veni să facă cercetări timp de mai multe zile, săptămâni de rândul, reparcurgând așa zisul traseu al lui Carlo Robert de Anjou, de la Curtea de Argeș până la Crineni, de câteva ori chiar, ca să poată
îl gândiți și scrie exact ceea ce trebuie. Nu contest faptul că cele scrise de dumneavoastră în, în această lucrare este 100% cea adevărată. O știm cu toții că detaliile din cronică nu sunt atât de suficiente încât să ne dea probe elocvente localizării cu mare certitudine. Cert este că chiar eu personal am descoperit un mic obiect de mare importanță, am primit un al doilea de la un căutător de aur care venea și n-a trecut bine și acum prin zonă, descoperite ambele obiecte pe Valea Băiașu, cel puțin eu l-am găsit exact acolo unde am construit centrul de informare turistică, unde am construit o insulă sub formă de corabie, simbolic vorbind de localizarea din cronică, unde, sau când, Carol Nobel de Ajuns spunea că a fost prins într-o strântoare îngustă în formă de corabie, acum să nu gândesc că aceea este și corabia, auzeam pe cineva vorbind în seara, nu vă cunosc foarte bine, domnule, ce scuze că n-am reușit să o fac. Cert este că localizarea luptei de la Perișan, nu de la Posada, la Perișan nu s-a făcut politic, nu s-a făcut forțat de nimeni, s-a făcut în timp de mulți istorici care au venit cu presupuneri logice și chiar așa cum spuneam, am descoperit două obiecte artefacte, două borțuri de abaletă care le avem la un muzeu de istorie din Hunedoara, lăsate în custodie până vine vremea ca de la Ministerul Culturii să obținem certificarea finală a unei colecții de artefacte pe care n-am primit-o, am descoperit bucată cu bucată, fie eu că îmi place foarte mult să vizitez locurile pe acolo, fie cei care au auzit că sunt iubitori de așa ceva și mi-au adus, le-au dorit pentru tezaurul localității. Spunea domnul colonel aici că s-a gândit foarte mult de imaginea pictată din cronica de la Viena, unde a observat niște arbori care au altă formă decât cea de la Perișan. Sau ce, decât cei de la Perișan. N-a spus la Perișan. Da. Dacă știam că este vorba de așa ceva, credeți-mă că mă duceam și team vârful unui pin de acolo și la duceam să vedeți că este și la noi acea formă de arboret. Nu vă spun că vegetația de cord o găsiți pe toată zona respectivă, am 1000 de poze, dați-mi o adresă de e-mail, le pun pe toate, să le atașați lângă ceea ce ați descoperit dumneavoastră, ca să puteți face comparații mai bine. Ca să nu mai duc discuția prea departe, faptul că nu veniți cu niște contraargumente solide care să combate ceea ce au scris cercetătorii, amintiți înainte, domnul Dinică Ciubotea, care este un distins istoric, faptul că această carte a fost preplasată de alți academicieni vestiți în istorie, domnul Giurescu, Edroiu, și faptul că cei care au cercetat în acea perioadă și au scris în această carte sunt nume sonore, eu zic că ar trebui să veniți cu argumente foarte solide. Un moment, vă rog. Cel mai bun lucru care putea să vină în viitor apropiat este că noi vom sărbători a 19-a ediție, de fapt a 18-a, pardon, că din 2000 am început, a simpozului istoric Posada 1330. Aveți posibilitatea și vă invit public să veniți acolo, lângă noi, să facem dezbateri cu toți cei care au scris această carte sau care vor să vină cu alte teorii bazate pe logică, pe argumente, chiar arheologice, dacă se pot găsi, și atunci lucrurile, eu zic că intră pe un făgaș mult mai normal și civilizat. Pe data de 20 octombrie se va întâmpla acest eveniment, între orele 10 și 16 în sala mare a Cămilor Cultural din centru, veți putea fi oaspetele meu, a localității Perișani, și nu numai dumneavoastră, domnul colonel, pe toți cei care doriți să veniți acolo, să vă uitați chiar cu ochii dumneavoastră, cum se spune la noi românii, pe acele coaste, sau cum să zic, acele culmi de munte, acele culmi stâncoase, unde se găsește pinii de care vorbesc și cornul de care aminteam de unezi.
o aștept cu cea mai mare plăcere, pe data de 20 la 30 ani. Pe 21 avem acțiunea de de sărbătoria evenimentului pentru noi, atunci facem acea comemorare, așa cum am obișnuit în toți anii, acelor eroi căzuți la Perișani, la Mehadia sau unde au fost ei pentru tine. Onoare, mă rog. Da, nu întâmplător cu împlinirea centenarului pentru sărbătoria Marii Uniri la Perișani cu ajutorul Muzeului de Istorie, Muzeul de, Muzeul Județean de Istorie, cu sprijinul susținut al domnului director Claudiu Tulugea, nu știu dacă mai este în sală, am auzit că a fost pe aici, bineînțeles că această acțiune, acest proiect s-a implicat și Prefectura Vâlcea prin domnul prefect al județului și alte instituții, am reușit să scoatem din pământ, să zicem așa, să descoperim osemintele unor 10 schelete umane ale soldaților căzuți în primul război la Perișani, în zona noastră de acolo. Sunt sute de acești soldați îngropați acolo, am reușit doar atât. Cred că de 1 decembrie vom invita din nou să veniți acolo să sărbătorim cum se cuvine acest important eveniment istoric. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă răspund. Mulțumesc foarte mult pentru punctul noastră de vedere. Știți că îl respect. Noi aici, dacă s-a înțeles foarte bine la început, nu am discutat unde a fost sau n-a fost posat. Deci nu asta este tema, ci faptul că în urma cercetărilor, practic, am descoperit câteva lucruri pe care am ținut să vi le împărtășesc. Mă bucur că este un bun prilej în momentul de față de a redeschide subiectul pentru a stimula cercetarea. Vă felicit pentru tot ce ați făcut dumneavoastră la Posada, pentru că Posada a fost în fiecare localitate din țara asta. Nu există palmă de pământ române să nu fie postulat. Și atunci, într-adevăr, ca simbol pentru faptul că dumneavoastră v-ați implicat, ca an de an să se poată omagia ceea ce s-a întâmplat, formarea statului statului feudalul românesc la Perișani, este un lucru absolut admirabil. În ceea ce privește lipsa de argumente din lucrarea respectivă, insuficiența, nu lipsa. Pentru că sunt. Dați-mi voie să vă spun și eu. Cu trei vârfuri de săgeți care le-ați descoperit, nu astea și că au venit căutătorii de aur după Valea Băiașului, și cu un element de la o arbaletă, nu se poate susține pentru că zona, în perioada Evului Mediu, a fost atât de circulată, încât era imposibil să nu fi fost, să nu găsiți măcar trei vârfuri de săgeți. Mai trebuie. Așa cum mai trebuie pe toate zonele din țară. Eu mă bucur că am reușit să generez ceva. Eu nu sunt istoric. Din punctul meu de vedere, punctul de vedere a fost atins. Probabil că voi publica, voi sistematiza. Recunosc că am fost extrem de imaginat pentru că eu nu vin să combat ceva. Eu am venit să comunic altceva. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos, domnul primar, pentru punctul încărcat de mult bun simț, dar și de realitate și de pasiunea omului care a clădit mult în privința Posadei Loviștene, s-a ridicat domnul Jean. Poftiți aici. Nu lăsați când rămân aici. Nu m-am ridicat pentru a da o replică, ci aș vrea să stabilim de la bun început următorul lucru. Nu întâmplător mi-am adus nevoțica aici, pentru că în urmă cu 60 de ani și 60 de ani am învățat o istorie nedreaptă. Faptul că de 28 de ani ne chinuim să scoatem istoria adevărată, doresc să transmit un mesaj. Să nu ne grăbim să tăiem pamplici, să așteptăm toate dovezile clare asupra unui obiect istoric. Îmi pare nespus de rău că poate n-a fost invitat părintele Arhimandrit Beniamin Mincle, un istoric desăvârșit, cercetător, pe de altă parte, scriitor de carte peste 120 de titluri, și vă spun de unde s-a plecat asupra Posadei, că ar fi eventual în cheile bisniței. În urmă cu 32 de ani, în continuarea Bistriței, cunosc zona foarte bine, soția este chiar de acolo și merg foarte des, s-a excavat, deci s-a făcut o microhidrocentrală. S-au găsit zale, scuturi, sulițe, vârfuri de sulițe, toate au fost colectate pe timpul
domnului Bardașu, dacă vă spune numele ceva, fostul director care a murit în accidentul de circulație al Muzeului de Istorie. Buricea. Da, dar vreau să vă spun, îmi cer scuze, vreau să vă spun că aceste piese, și vreau să înțelegeți foarte clar că vorbesc în cunoștință de cauză, cercetarea părintelor Imanit Micle a început după descoperirea acestor obiecte din timpul războiului. A considerat că este de la luptele de la Posad. Vreau să vă spun că am în mână o carte Noutăți în cultura românească. Despre ce este vorba? Sunt clarificări. Niciun doctor în istorie, am discutat și astăzi cu părintele Beniamin Micle, nu a fost contrazis. Fac o paranteză. Când s-au făcut atestarea documentară a Mănăstirii Bistrița privind 500 de ani, am fost prezent și invitat de domnia sa, a venit cu argumente foarte clare în baza doctoranților în istorie că, de fapt, discutăm de 525 atestare documentare. Omul ăsta cercetează, nu se joacă, nu glumește. Și aș vrea care nu-l cunoaște să-l cunoască personal. Eu am văzut și hărțile. Am colaborat inclusiv cu Arhiva Națională de a adus documente părintelui Beniamin Micle, arhivelor de stat din toată țara, pentru a clarifica în modul cel mai just unde a existat Posada. Tocmai de asta avertizez, să nu ne grăbim, să așteptăm încă un an și vă argumentez și rămâne pe cameră ceea ce spun acum, că se va dovedi exact sau aproape de exactitate în baza unor documente reale. Și cu permisiunea noastră, dați-mi voie să citesc exact cu asta și început în această carte de constatări și de reveranță și spune în felul următor, localizarea posadei de filou Bistrița Costești 1330, și spune în felul următor, istoricii care au tratat tema privind bătălia de la Posada din anul 1930, desfășurată între regele Carol Robert de Anjou al Ungariei și voivod Basarab I al Ungro-Vlahiei, au ignorat total faptul că voivodul, după victoria strălucită asupra regelui, a ctitorit pe locul acela un schit închinat marelui mucenic Procopie. Acest schit, știți destul de bine, părinte, se află la Bistriță. Deci, de asta spun, stimați invitați și istorici, haideți să dăm acestei generații istoria adevărată. Să nu ne grăbim. Eu n-am spus politic dintr-un interes personal. Nu fac politică. Dar să-i lăsăm la o parte, să scoatem în evidență oamenii de valoare și să nu ne grăbim. Nu ne mai jucăm cu istoria cum s-au jucat predecesorii în era comunistă. Și știți destul de bine ce istorie s-a învățat. Marea majoritate a fost trunchiată și mincinoasă. Tocmai de aceea am venit cu această carte și vă rog să o citiți. Pentru că am discutat cu domnia sa și repet, toți doctoranții care au citit această carte în istorie nu l-au contrazis. De ce oare? Există o cercetare foarte corectă. Vă mulțumesc! Am numai un amendament de făcut la scurtă. Nu cred că s-a politizat aici. Nu vorbesc de aici. În niciun caz, nu trebuie să facem o disociere între specialiști și nespecialiști, fiindcă o bună parte din marile realizări ale omenirii au fost făcute de nespecialiști în domeniu, și în literatură și în alte domenii. Eu apreciez efortul extraordinar pe care l-a făcut domnul Petrescu, el izvorăz dintr-o mare pasiune și dintr-o muncă asiduă și sunt convins că va ține cont de toate succesele noastre, în primul rând ale domnului, de ale distinției nostru invitat Radu Oprea, își va adânci cercetare și poate într-un viitor apropiat va pregăti și o carte. Oricum, dumneavoastră nu contrazice pe nimeni, domnul cineva, mi se pare că domnul primar de la Perișan i-a spus că ar trebui scrise aceste lucruri sau ceva de genul ăsta. Aceasta se va face treptat, cu siguranță, și sunt convins că deocamdată dumneavoastră a spus clar că n-ar vrut să nege niciun alt loc, că dumneavoastră a spus să aducă contraargumente. Tocmai aici mi se pare un punct bun al expunerii domnului Marian Petrescu, n-a criticat pe nimeni, n-a anulat pe nimeni. A prezentat o ipoteză cu argumente pe care le-a considerat de cuvință și pe care le-a găsit și pe care cu siguranță le va aprofunda și în viitor.
domnul Nelu Barbu, aduc să spuneți ceva. Da. Pe scurt, nu literaturizați, că aveți obicei la să știu. Sintetizați. Mai mult dumneavoastră decât. Sintetizați. Am asistat, se aude, da? Da. Am asistat și ieri în cadrul forumului la ceea ce domnul colonel Marian Petrescu ne-a prezentat astăzi. Desigur, mai concentrat, pentru că așa au solicitat domnul de acolo. Și, după părerea mea, cercetarea dânsului este stimulativă pentru noi toți, specialiști sau nespecialiști, fie că suntem istorici sau din alte domenii ale artei, dar controversată. Aduc un singur argument. De pildă, picturile acestea, pictogramele acestea, sunt niște transfigurări. Noi știm că există transfigurările, așa cum a spus și domnul profesor universitar aici, transfigurările acestea sunt niște viziuni, niște ficțiuni ale creatorului respectiv, care nu corespund. Pentru că am înțeles că aceste pictograme sunt redactate, sunt, mă rog, executate pe la 1358. Deci cu mult mai târziu. Mult mai târziu. Textul este mult mai târziu. Acum eu aduc un singur argument. Domnul colonel a arătat că florile acelea de pin roșii, de pin negru, de banan, se găsesc numai acolo. Eu le-am identificat cu celebrele flori de brad de la noi, care se găsesc peste tot, în toți munții României, cu cucuruzul celebru roșu, pe care îl cunoaște și dumneavoastră. Probabil că la aceasta se referă. E floarea aceea celebră a bradului, sau a unei specii de brad, cucuruzul, floarea lui. Acum, în ceea ce mă privește pe mine, vreau să spun că între secolul trecut, între 1965 și 1970, Academia Română a luat o hotărâre foarte bună, pentru că și atunci erau lucruri foarte bune, de a publica niște însemnări despre călătorii străini care au străbătut România și au făcut diferite însemnări. Și am un citat despre posada din doi pe care, cronicari pe care i-a amintit dânsul, Macici Stricovski, despre care am spus aici, și Andrei Taranovski, cred că au făcut o călătorie din Polonia în Turcia, au venit pe la Codrii Cosminului, despre care s-a vorbit aici, vorbește despre râul Bârlad, afluent al Siretului, au ajuns în Dobrogea, au ajuns la Adrianopole în Turcia și după aceea s-au întors de la București, pe Târgoviște, pe Curtea de Argeș și mai departe, spre Sibiu. Iată ce spune în relația călătoriei prin țara românească în 1575. Citez. Când Carol Robert, regele Ungariei, 1308-1342, a poruncit fără pricină război împotriva lui Basarab, domnul Munteniei, a fost biruit prin și retenie de munteni, așa încât cu o mică suită, abia a scăpat regele de un măcel în Ungaria. Pe acel loc unde a fost bătălia, muntenii au clădit o mănăstire, spune el mai departe, și au așezat trei stâlpi de zid pe care eu însumi i-am văzut, zice el aici, pe care eu singur le-am văzut, în anul 1574, venind din Turcia, dincolo de orășelul Gheorghița, dar Gheorghița e o localitate pe la Târgoviște.
Gheorghița, Gheorghița, Gheorghița scrie, dar am zis eu. De la da. Să povestește Gheorghița, da, Gheorghița. Da, da. Gheorghița, spune ce el aici, Gheorghița, am redat, exact, vă spun și pagina. În textul latin. De două zile, zice el, de două zile de drum, de Sibiu, oraș, la două zile de drum de Sibiu, oraș în Transilvania, dincolo de munți. Un cercetător, și aș vrea să vă spun, un cercetător, George Voica, a identificat această localitate, Gheorghița, cu Racovița. Deci de unde Gheorghița? Pentru că spune el acolo că bătălia s-a dat pe râul Bradului. De dar... unde mențiunea de Gheorghița? Așa consideră. Deci un argument de ordin hidronomic și unul de ordin divin, după cum ați văzut dumneavoastră. Eu v-am dus la textul în latin al lui Maciej Strikovski din 1574. Scrie da. Gheorghița. Da. Eu vi-l am dat din ceea ce am spus eu. O să vă explic și eroare. Eroarea da. A plecat de la HTU. HTU era un poliglot și ia vreo 36 de limbi. Da. Dar el a preluat documentele lui Bun Muzachi. Domnul profesor mă poate... Deci eroarea a fost la locul Muzachi. Și acum... Deci este transcris greșit din latin. Și acum vreau să vă... Deci eu nu polemizez. Vă dau un argument. Dar argumentele greșite, tocmai astea am încercat. Eu v-am citat, vă spun și... Mi-a spus de Gheorghița, nu e Gheorghița, adică e... Păi așa spune. Cine spune? Așa spune documentul. Vă dau, vă și trimit la... În Călători străini despre țările române, volumul 2, editura științifică, 1970, pagina 401. Vă rog să cercetați. Așa este. Da. Citatul clar din Călători străini, așa da. Este. Da. Dar e transcris greșit din latină. Păi asta nu mai e vina noastră, deci eu v-am spus ceea ce am găsit. Am pus eroare pe care eu am sesizat-o. Da. Vă spun același lucru, uitați-vă. Gheorghița. Da. Fost cătun devenit sat, dar denumea și un munte, pisc da. Vârf, cu nume omonim în județul Mehedinți, Plaiul Croșari. Da, v-am înțeles. În orice caz, ca să, să închei foarte scurt, acest cercetător, care este și membru al unui scriitor, dar a scris, scrie și pagini de istorie, George Voica, aduce și un argument de ordin istoric, pentru că tot aici, în țara Loviștei, că e la Perișan, că e la Racovița sau așa, dar în țara Loviștei, lucru sigur, a fost, a căzut în ambuscadă generalul Fuscus la anul 87 și a mai căzut după aceea în timpul lui Traian și generalul Lucinius, tot aici, în posada Loviștei. Și acum un argument, e vorba de legea primului venit. Dacă perișanii au considerat ca să sărbătorească acest eveniment, trebuie să dăm cezarului ceea cezarului, de ce n-au avut și ceilalți. Da. Iar ceea ce a spus dumneavoastră cu Mehadia la 1323, cum a spus și domnul Bușu, Mehadia se afla deja, Banatul nostru se afla sub... Nu vorbesc de Banat, vorbesc de Poliușul Mehedinți, este vina mea că n-am fost foarte explicit. Și apoi vă mai dau și un argument, domnul, eu sunt literat. Așa, și vă mai dau și un argument, că singurul scriitor român, Banatul, mare poet, ci Banatul da, unul dintre cei mai rafinați poeți europeni, Dragoș Vrânceanu, patronul nostru spiritual vrâncean aici, al Vrâncei, spune în felul următor, în Chronicum Pictum, în această odă, pe care cred că merită să o dedicăm centenarului, cu bolovani urcați pe bolovani, i-au spart coaja sutelor de ani și au tropăit cu zgomot ducând prada pe valea păduroasă din posada. Era acea oaste mică a obștilor care erau aici în Loviște, care la chemarea domnitorului săreau să ajute și să sprijine, să dea o mână de ajutor. Iată, erau acei ciobani, nu? Despre care a vorbit și domnul vicepreședinte. Vă mulțumesc, vă apreciez mult, dar
V-am spus, e o problemă controversată, sunt peste 13 variante. Da. Să o lăsăm așa. Să o lăsăm. Vă mulțumesc. Documentul original, documentul primar, da, cel latin. Asta e. Păi, nu toată lumea. Eu am specializare și latină, dar nu. Eu vă spun ce am găsit. Apreciez, domnul Colonel Petrescu. În primul rând, pentru ideea pe care o am plătișat-o, pentru, cum să zic, detaliul pe care l-a dat de fiecare dată pentru a-și argumenta și mai ales pentru munca de 3 ani de zile și pentru cercetarea făcută pe teren. E mare lucru. În orice caz, nu se epuizează astăzi. Eu sunt, sincer vă spun, domnul primar Ion Sandu m-a normalizat ca fondator al acestei, acestui proiect uriaș. Este chiar foarte bine că este. S-a luat amploare. Noi am plecat în anul, în anul 2000, când se împlineau 670 de ani, am înființat la Biblioteca Județeană, tot 5 eram, o cercul la Râmnii, România, Grădina Maicii Domnului. Se vorbea foarte mult pe vremea aceea de România, țara lui Dracula. Și noi am zis că să găsim o contrapondere pentru imaginea României. Și așa se apropia aniversarea, de fapt, este o aniversare la 670 de ani, 9-12 noiembrie 2000, și erau 670 de ani, da. Și atunci am adus în discuție, tot în seara aceea când s-a înființat și era domnul și domnul profesor Diacon atunci, pe lângă domnul Sporiș, domnul Costea Marino, Junior Sărierte, domnul părintele Mateescu. Și am plecat într-o mașină, 5 oameni eram, la Perișandu. Era atunci primar domnul Antonescu. Iată, în opoziție, dacă vreți, și domnul Ion Sandu a continuat-o. A luat amploare acest proiect. Au fost aici și domnul profesor universitar Constantin Rezachievici, a fost aici, a fost și domnul Ciobotea. Într-o seară, încă un domn profesor, nu mai țin minte, tot la Biblioteca Județeană, mai multe s-au desfășurat. La Perișan în fiecare an, și asta este meritul domnului primar Sandu, pentru că mulți își revendică posada, dar nimeni n-a făcut ce face primarul absolut, Sandu și se întâmplă. Deci, deocamdată e o singură posada, la Perișan. Iar încă ceva, vă rog frumos, profesor de română sunt, dar nu se spune panglică, se spune panglică. Așa a zis ministru. Tot criticăm pe ministru. Așa a zis ministru, domnul Lazar celălalt, Ioan Sten, a spus că aveți un punct de vedere. Vă rog să veniți aici la microfon, încă nu ați ales o voce mai joasă. N-am un punct de vedere pentru că în 1980 l-am invitat pe, eu zic, mare istoric Nicolae Stoicescu, care a scos o carte despre chiar a fost posada 1330 și am avut o seamă de dezbateri. Cartea dumnealui în cartea dumnealui nu opta pentru nicio localizare a nume. Așa. Da. Și nu se poate spune despre Nicolae Stoicescu că nu era un documentarist de mâna întâi, cel care a făcut bibliografia localităților din țara românească și așa mai departe. Tot ce a scris a fost extraordinar și vă recomand. Acum, în această perioadă de centenar, de sărbătorirea centenarului, să citiți cartea lui Unitatea Românilor în Livrul Mediu. Da. Să vedeți câte documente consemnează acolo și cât de just gândește tot ceea ce scrie. Eu zic că suntem pe final și să facem pace. Așa încât vă propun să-mi permiteți, dacă îmi permiteți, da, să vă citesc acel poem
extraordinar, zic eu, al lui Dragoș Vănicianu despre Chronicon Pictum, care este unic în literatură, cred, și în care, sigur, se merge pe formula simbolică, în sensul că românii sunt acei ciobani. Dar să vedeți ce elogiu pentru ciobani, pentru că, în fond, ei sunt locuitorii munților și ei au știut toate mișcările, toate locurile posibile unde se facă ambuscare din amici. Ieșiseră ca la un fel de șanț de mari prăpăstii, la un hău îngust, în care fierbea apa ca un must, fugind prin văi cu legănări de dans. Un șarpe de oștiri, târând pe pântec, cu multe prăzi umflate măruntaie, se revărsa în avăilor copaie, cu un iz greoi izbind al zilei cântec. Sclipea în adâncul acela, fără seamă, ca un țipar din sorzii de aramă, se cățăra pe stânca gânditoare să zgârie cuvântul rex din gheare. Înainta încet, cu vintrea plină, la cotituri, omida angelină. Ce metaforă! În frunte avea un cal, cu mersul lin, pe cal un rege și pe rege un crin. Se travestise Riga în păcurar, cu blugă de cioban și cu cioltar. În urma lui pitici, pociți, avan, suflau în râs din buciumul vrâncean. În vârf, săteni, sub mari căciuri leoaie, cu turmele de vite închise în țarcuri, țineau în mână uriașe arcuri legate de ale corzilor juloaie. Le bătea în piept suflându-i iute boare, ce le spărgea floritele pieptare, din care săreau bumbii de vechi bani găsiți în cara lor prin bolovan. Nu se vedeau decât acoperișuri de piscuri în văsucuri țuguiate, lăsând spre temelia lor colate deasupra nepătrunselor găsișuri. Mai jos, bătrâni moliți, cât omeliscuri, creșteau pieziști cu crengile pletoase spre văi, care își flamuri fabuloase, de care ștergeau pajurile riscuri. Tăcea albitei clopot de acioaie, strângeau în fugă măguri de pietroaie, pe nouri le urcau ca niște care să umple ale ploilor hambare, tot muntele în picioare se sculase ca-n vis pe colosalele lui oase, din cremene cu talpa făcând zoc, lăsând cât casa fiecare boc. A fost atunci un rostogol de stâncă, pornit în jos spre valea cea adâncă, rupând de așezării sale pravid, scăpată ca o apă grea din stabil. Nu s-a știut decât târziu în câte bucăți a fost balaurul tocat, că în timp ce capul singur i-a scăpat, au dus ciobanii restul lui pe bâte. Foarte bine. Mulțumim, domnul Mazar. E într-adevăr o poziție reprezentativă. Un fragment l-a prezentat și domnul Vadu, un fragment. Am scurtat. Și am răspuns la domnul Lazar că Stoicescu însuși, acest istoric excepțional, încă puțin apreciat, după părerea mea, în zilele noastre, și dicționarul marilor dregători și instituțiile. În afară de Nicolae Ion, de niciun istoric român exact contemporan n-a scris atât de valoros. Și n-a studiat atâta documente. Nu discuta decât pe documente întotdeauna. De ce le e cu asta? Pentru că nu e singurul. Și unul din Giurești, mijlociul pe care îl apreciez cel mai mult, Constantin C. Giurescu, a zis cu probabilitate în lobiștea. Deci, așa cum a făcut-o Giurescu, Stoicescu, domnul profesor, ați văzut la fel, și alții, trebuie să păstrăm cuvenita îndoială a oricărui cercetător autentic, iubitor de adevăr și de dreptate. Da, cine vrea să mai discute? Domnul Daneș,
Lovi Ștean, de asemenea, poftim la microfon. Da, să vorbesc destul de tare. Domnul Danes, pentru cei care nu-l cunosc, un cercetător de bază care a scris cea mai bună istoria instituțiilor administrative. Despre Posada. Despre Posada putem să spunem foarte multe. Având în vedere, la fel ca și rovinele lui Mircea cel Bătrân, și Posada lui Basarab I nu este localizată. E un nume comun, să știți, Posada. Apreciez în mod deosebit simțul de iscoadă. Simțul de iscoadă al domnului colonel. A avut ocazia sau a avut abilitatea deosebită să observe detaliile din acele mini cronici, așa, pictograme, acolo există mici detalii pe care le pune orice, să zicem, pictor. Orice pictor. Da? Dar de cele mai multe ori eu sunt geograf și știu ce însemnează aceste detalii pe o imagine pictată sau pe o fotografie. Știu ce însemnează. Acei pini negri din Valea Cernei, într-adevăr, sunt acolo. Dar vreau să vă mai spun încă ceva. Domnul colonel a omis un anumit lucru. Că nu numai pe acele stâncări de calcar, rețineți, se dezvoltă asemenea vegetație. Deci vegetația pinului negru se dezvoltă, într-adevăr, în Parcul Domobred și în defileul Dunării pe un sol calcaros. Deci pe stâncări calcaroase. Există, pe exemplu, o altă variantă a cronicii pictate de la Viena, care ne arată că această posadă sau imaginea, care a, pictograma respectivă, ne arată intrarea în defileul Odin la Cozia. Eu vă pot argumenta și toponimic acest lucru. La Cozia, intrarea în defileu, pe partea stângă, cum urcăm dreapta Odinului, există muntele Basarab. Deci există muntele Basarab. Deci este un toponim. Cum ne-a adus argumente și domnul colonel? Că există anumite localități, anumite toponime care, într-adevăr, lasă urme ale unor evenimente. Asta este cert și în țara românească și nu numai în țara românească, adică în România există asemenea situații. Apoi, vegetație se dezvoltă și pe stâncările Coziei și ale Basarabului, adică ale muntelui Basarab. Există și pinul, există, nu e negru, e pinul roșu, într-adevăr. Există și cornul în noiembrie. Vreau să îi spun domnului Baru că nu erau flori. Erau fructe. Erau fructe. În noiembrie erau fructe. Da, da. Fructe de corn, așa rămase așa, roși, care nu au reușit să se cadă. Le-am cules de, la, de pe muntele Roman. Am remarcat într-un document că spunea despre muntele Românului. Păi Românul era Basarab. Deci, eu am interpretat... Așa îl numește și Carol Robert. Olahul. Bineînțeles, Român. Muntele Românului. Că nu i-a spus Basarab întâi, i-a spus Românul. Român. Țării a spus țara asta. Nu i-a spus țara românească, fiindcă nu era... Încă țara românească. Și oricum în documentele și... latine se spunea Transalpina. Transalpina. Sau Umbrovlahia. Umbrovlahia îi spuneam noi, ei spuneau Transalpina. Da. Deci acestea sunt argumentele. Într-adevăr, gândesc eu acum, după ceea ce a spus fiecare în parte, ceea ce a spus referitor la acele pictograme, ele au fost realizate ulterior. La 50-100 de ani, probabil. După ce descrise, la 20 până la 40 de ani. Da? De la 1352 până la 1370. Și nu uitați că nici autorul textului, deci călugărul Ioan Franciscan, da, Minoritu, și nici autorul pictogramelor, n-au participat la bătălie.